Fost jucător la Dinamo și Flacăra, Ion Moldovan a fost reprezentantul clubului bucureștean în discuțiile cu autoritățile din Moreni. Cele două părți au avut o întrevedere, dar nu s-a luat nicio decizie de înființarea unui nou satelit al dinamoviștilor la Moreni. Comisarul a dezvăluit că echipa din București a luat în calcul inclusiv mutarea divizionarei B Dinamo 2 la Moreni, însă proiectul s-a blocat din cauza unor impedimente apărute la modalitățile în care albăroșii vor fi transportați în orașul de pe Cricov. Este adevărat că Dinamo intenționează să înființeze o echipă satelit la Moreni? Noi intenționăm să facem, dacă se poate, în toată țara. Deci asta este clar, că strategia noastră este clară. Vrem să facem cât mai multe centre satelit în țară. Moreniul este una dintre opțiunile celor de la Dinamo? Moreniul poate să fie una dintre ele. Au existat negocieri cu oficialitățile din Moreni? N-aș putea să spunem negocieri, ci mai mult o discuție de susținere reciprocă într-o problemă importantă pentru comunitatea de acolo, care înseamnă creșterea nivelului de performanță atât la copii și juniori, cât și la echipele de seniori. Există discuții și cu autoritățile din Alexandria? N-aș putea până în momentul acesta să spun lucrul acesta, că nu... De fapt, mai mult domnul Cristi Tănase vă poate spune mai multe, dar nu știu în momentul acesta. Deci, au fost discuții și de mutare. Una dintre discuții a fost chiar Moreniu. Da. Ca echipa de Liga 2 se joace și la Moreni. Numai că sunt anumite inconveniente date de deplasarea echipei. De asta nu pot să vă spun nimic acum. Bănuiesc că o colaborare Flacăra-Dinamo înseamnă, de fapt, continuarea unei tradiții începute înainte de 90. Da, ca tradiție, da, dar nu sub aceleași auspicii, nu sub aceleași condiții.